Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 20:30, Antena 1 prezintă filmul Troy, cu Brad Pitt și Eric Bana. Când Paris o răpește pe Elena, soțul ei, regele Menelaus, insultat și cu onoarea distrusă, pornește în recuperarea soției și în pedepsirea dușmanului. Astfel, puternicul rege Agamemnon unește imediat toate armatele vaste ale Greciei pentru a aduce pe Elena înapoi din Troia și a apăra onoarea fratelui său. Son of Troy will ever submit to a foreign ruler. Then every son of Troy shall die. We will be together in this world or the next. Immortality! Before my time is done, I will look down on your corpse and smile. What's up? De la ora 22:15, HBO 2 prezintă Beowulf, un film de aventură din a cărui distribuție fac parte Ray Winston, Anthony Hopkins și John Malkovich. Cu mii de ani în urmă, când luptele pentru a stăpâni lumea se dădeau cu foc, spadă și vrăji, cel mai neînfricat dintre eroi era Beowulf. Însă după ce reușește să-l distrugă pe atotputernicul demon Grendel, Beowulf trezește furia oarbă a mamei acestuia, aducându-l în fața celei mai grele încercări a vieții lui, aceea de a-l dobărâ pe cel mai puternic dintre dragoni. I am Ripper, Terror, Slasher. I am the thief in the darkness, the challenge in the night. Mine is strength and lust. Pe ProTV de la ora 23:15 rulează Burlesc, cu Cher și Christina Aguilera. Lăsând în urmă greutățile trecutului și grijile în legătură cu viitorul, Ellie, o fată dintr-un mic orășel de provincie, pleacă la Los Angeles, unde se angajează la Burlesque Lounge, un local maestuos, dar neglijat. Cu timpul, Ellie reușește să-și croiască drum către succes, vocea ei spectaculoasă și jocul ei de scenă, reușind să readucă de Burlesque Lounge pe culmile gloriei. Here, put this on. If you fall off the stage, leg extended, boobs up. Killed it tonight. Thanks, Jack. You like her. What's the proposal exactly? Just yes or no. It's fun being a girl, isn't it? Beautiful. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Rămâneți cu YOLO pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!